Călin Popescu-Tăriceanu lansează acuzații extrem de dure la adresa Vioricăi Dăncilă. El susține că premierul a încercat să preia ostila ALDE pentru a nu mai fi nevoită să vină cu un guvern nou în Parlament. De altfel, ALDE este acum într-o situație critică după ce Meleșcan a fost ofertat de PSD să preia șefia Senatului. Ați văzut și la începutul emisiei, doamnelor și domnilor, s-a și așezat în scaunele rezervate de obicei PSD. Dacă el părăsește formațiunea, partidul lui Tăriceanu rămâne practic fără grup la Senat. Pe măsură ce trece timpul, aflu lucruri noi, îmi parvin informații noi. Deci ceea ce se întâmplă cu acest atac al PSD-ului la adresa ALDE este un lucru extrem de grav, pentru că încercarea a fost de preluare ostilă nu numai a unor parlamentari, ci a întregului partid. Și destructurarea lui și încercarea de a face un ALDE care să coopereze în continuare cu PSD-ul pentru menținerea structurii politice a guvernului, în așa fel încât doamna Dăncilă să nu fie nevoită să mai vină în Parlament cu o formulă de restructurare, crezând că supraviețuiește. E bine, mă bucur că colegii mei au sesizat această mișcare și au dejucat acest plan mărșav.